Slăvit să fie Domnul! Aș vrea ridicați în picioare să citesc trei versete din cartea 1 Corinteni, capitolul 10. Începem citirea cu versetul 11. Aceste lucruri li s-au întâmplat ca să ne slujească drept pilde și au fost scrise pentru învățătura noastră, peste care au venit sfârșitul veacurilor. Astfel, dar cine crede că stă în picioare, să ia seama să nu cadă. Nu v-a ajuns nicio ispită care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească. Și Dumnezeu, care este credincios, nu va îngădui să fiți ispitiți peste puterile voastre, ci împreună cu ispita a pregătit și mijlocul să ieșiți din ea ca să puteți răbda. Amin. Vă rog să reocupați locurile și primiți mulțumirile noastre, voi cei din adunare Speranța, pentru faptul că ne-ați acceptat slujba, pentru cei care ne-au invitat, pentru gazdele noastre care au excelat și de data asta, și Dumnezeu pe toți să vă binecuvinteze. Am un enunț de făcut în seara asta. Tu ești mai tare decât ispita. Ispita are o putere, să știți. În 1 Corinteni 15:56, în versetul, apare expresia puterea păcatului. Păcatul întotdeauna e puternic. Ispita care vine asupra mea, asupra ta, are în sine o putere. Că în spatele ispitei, în Matei capitolul 4, stă ispititorul. Ispita vine de la ispititor, ea are o putere, vine asupra mea să mă ispitească, dar eu întotdeauna sunt mai tare decât ispita. Du-te cu gândul ăsta acasă. Asta te încurajează, nu? Apostolul Pavel spune, nu v-a ajuns nicio ispită care să nu fi fost potrivit cu puterea omenească. Pentru că Dumnezeu, care e credincios, nu îngăduie să fii ispitit peste putere. Odată cu ispita, trimite și modul de a ieși. Ori îți dă putere ca să o rabzi, ori îți dă înțelepciune ca să o eviți, să știi cum să ieși din ispită. Asta vă bucură? Afirmația asta? Să știi că tu ești mai tare decât ispita. Dar într-un fel vă și responsabilizează. Totuși când ai căzut în ispită, eu am spus, eu sunt foarte tare, eu sunt mai tare decât orice ispită. Și mi s-a întâmplat că am căzut în ispită. Și atunci îmi spun, dacă sunt așa de tare, de ce am căzut? Tu dacă ai așa o putere în tine, de ce totuși cazi în ispită? N-ar trebui asta să ne responsabilizeze? Înseamnă că ceva nu a fost în regulă cu noi. Ori nu ne-am împotrivit încă până la sânge, s-ar putea să nu ne fi luptat cu toată puterea. Eram la noi, la Suceava, la mol. Trebuia să iau niște mărunțe și m-a trimis nevasta. Dom'le, cred că era sărbătoare, așa o aglomerație, m-am învârtit din nu știu câte ori roată și numai nu prindeam un loc în parcare. Până la urmă am văzut un domn cu sacoșul, îi punea marfa în portbagaj, cu țigara în colțul gurii, și am spus, nu te spăra, mă, tare, după ce pui marfa, pleci? Da, imediat, stai, domnul, imediat, om amabil. Eu stau în spatele lui, cu mașina pe avarie, alții se învârteau ca mine mai înainte, omul închide portbagajul, dă înapoi să plece, eu îi fac loc, după ce ieși el, vine altul să bagă în fața mea. Mă, așa m-a ispitit. Așa, adică eu stau, măi, și m-am dus, am coborât să-i spun că eu, de fapt, eram la rând. Era un bătrân cu o pălărie verde, s-a uitat la mine așa și mie mi s-a părut că-i pocăit. Mi-a rămas figura lui întipărită când am predicat odată, el m-a apreciat, s-a uitat așa lung la amvon. Și m-am dus înapoi. De ce mai înainte cu 10 secunde n-am putut răbda? Și imediat în 10 secunde când l-am văzut, am răbdat, i-a spus că am vrut să trag eu aici. El a ridicat de om, habar n-avea omul. Și iar m-am învârtit roata. Eu când cad în ispite, că mi s-a întâmplat,
De ce câteodată cad totuși în ispită? Pavel vine și le dă grecilor o lecție evreiască. În Corint se pare că era o învățătură care se mai strecoară și printre noi. Odată mântuit, pentru totdeauna mântuit, și mântuirea nu se poate pierde. Și Pavel îi spune, măi, oameni buni, nu e așa. Începe capitolul 1, spune, fraților, nu vreau să știu că părinții noștri, toți au trecut prin nor, toți au trecut prin mare, toți au fost botezați prin nor și mare pentru Moise, toți au mâncat aceeași mâncare duhovnicească, toți au băut aceeași băutură duhovnicească, pentru că beau dintr-o stâncă care venea după ei și stânca era Hristos. Totuși, cei mai mulți n-au fost plecuți lui Dumnezeu și au murit în pustie. Deci bunicii noștri, spunea Pavel, au fost ispitiți în pustie, au murit și nu au ajuns dincolo de Gilgal, să treacă Iordanul. Eu m-am tot gândit la ispitele astea, am avut ispite așa de mari pe care le-am bătut, vorba unui frate de la noi, cu 10-0. Și am avut ispite mici în care am căzut, m-am făcut de rușine. Totuși ar trebui să știm ceva despre ispitele astea. Împărăția lui Dumnezeu e în mijlocul nostru, nu? Luca 17:20. Împărăția lui Dumnezeu, Romani 14:17, nu e mâncare, băutură. În pace, neprihănire și bucurie în Duhul Sfânt. Eu în inima mea am pace, am neprihănire și am bucurie în Duhul Sfânt. Dar vine ispititorul. Și el vrea să intre în viața mea cu o ispită. Îmi aduce o ispită. Și eu am vrut să văd cam pe unde vin ispitele astea, direcția, pe unde vor să dea busna așa în casă, la mine, în adunare, în viața mea. Și am găsit o poartă și pe poarta asta multe ispite mai intră. Scrie în Iacob 1:13, nimic când este ispitit să nu zică sunt ispitit Dumnezeu, că Dumnezeu nu poate fi ispitit ca să facă rău și El însăși nu ispitește pe nimeni. Și versetul 14, ci fiecare este ispitit când este atras de pofta lui însăși momit. Și pofta zămislește păcatul și păcatul odată înfăptuit aduce moartea. Există o poartă numită poarta poftelor. A poftelor firii noastre pământești, din Galateni 5:22, ultima roadă-i înfrânarea poftelor. Există o ușă, o poartă, prin care eu sunt ispitit. Un lucru, o remarcă vreau să mai fac. Ispita nu-i sinonimă cu păcatul. Ispita nu-i păcat. În Evrei 4:15 spune că noi n-avem un mare preot care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre, ci de unul care a fost ispitit ca și noi în toate lucrurile, dar fără păcat. Ispita este un atac al vrășmașului, frate. Și el se folosește de nevoile noastre, noi am fost construiți cu anumite nevoi. Noi trăim în firea pământească, 2 Corinteni 10:3, măcar că trăiți în firea pământească. Noi trăim în firea pământească, firea pământească are nevoile ei, vine diavolul și ne le atâță. Și există poarta asta a poftelor. Scrie în pofte, de exemplu, culinare, am mai spus eu. Psalmul 78, versetul 18. Au ispitit pe Dumnezeu și au cerut mâncare după pofta lor. Acum nu intrăm în detalii. Dar când vorbim de poftele astea culinare, aplicăm acum câteva principii. 1 Corinteni 6:12, da? Toate lucrurile sunt îngăduite, dar nu toate sunt de folos. Principiul utilității. Măi, dacă nu-i bun, nu mi-e de folos, nu fac. Toate lucrurile sunt îngăduite, dar nimic nu va pune stăpânire. Principiul dependențe. Dacă în domeniul ăsta culinar, al alimentației, sunt lucruri de care noi depindem, au pus stăpânire pe noi, e o problemă. Când mă întreabă câte unii, frate Rauș, în ziua de post pot să beau măcar o cafea? Că dacă nu mă doare capul. Măi, dacă nu poți fără cafeaua aceea, nu spun cafeaua e păcat,
Dar dacă nu poți fără ea și depinzi de ea, ai grijă cu înfrânarea, da? Mai vine 1 Corinteni 10:23, principiul consolidării. Toate lucrurile sunt de folos, dar nu toate zidesc. Deci le luăm pe cele care ne zidesc. Au ispitit pe Domnul, cerând mâncare după pofta lor, poftă culinară. Și aici trebuie să fim atenți. Poftă sexuală. Matei 5:28, dar eu vă spun, cine se uită la o femeie ca să o poftească în inima lui, a și păcătuit cu ea în inima lui. Iov 31:1, făcusem un legământ cu ochii ca nu cumva să mi se oprească asupra de unei fecioare. Cine are urei de auzit, să audă. Amin? Există tipul ăsta de poftă. Pofte vizuale. Eclesiastul 1:8, nu se mai satură ochiul privind, da? Și în Ezechiel 20:7 spune, luați dinaintea ochilor voștri idolii care vă atrag privirile. Da? În Psalmul 101:3, nu voi pune nimic rău înaintea ochilor mei, dar dacă tu pui rău și te uiți cu plăcere la el, la telefonul de care vorbea Octavian probabil, da? Atunci nu există o poftă vizuală care vrei să o satisfaci? Asta nu e decât o ispită care vine de la diavolul. Apoi sunt pofte auditive, da? 2 Timotei 4:3. Va veni o vreme când oamenii nu vor putea să sufere învățătura sănătoasă, ci îi vor gâdila urechile să audă lucruri plăcute și își vor da învățători după poftele lor. Știți că sunt segmente de pocăiți care poftesc anumite melodii. Lor le plac anumit tip de cântări. Au ajuns să le placă anumit tip de predici, anumite prorocii numai, anumite slujiri, că ei vor să satisfacă pofta urechii lor. Dumnezeu să aibă milă de noi, amin? Există o poartă numită poarta poftelor prin care vine vrăjmașul și ne ispitește. Dacă știm aceste lucruri, suntem un pic mai atenți. Doamne ajută-ne, amin. Tu ai putere ca să învingi pofta din tine. Pentru că avem roada Duhului, înfrânarea poftelor. De aceea, fiți plini de Duh. Eu m-am pus după amiază să dorm un pic. N-am putut să dorm. M-a trezit un frate. Eu mai slujesc ca păstor într-o biserică, într-un oraș. O biserică am considerat eu cam slăbuț. M-am dus acolo că erau probleme. M-am luptat mult. Acum încerc să-i pun pe linia bună și pentru prima dată am făcut stăruință după Duhul Sfânt. Și în prima seară n-o primit nimeni, și a doua seară n-o primit nimeni, și a treia seară, ultima, o primit 8 tineri din adunare Duhul Sfânt. Acum m-au sunat că le-au venit lor să mai facem o săptămână. Frate, dragi, nu ne oprim. Mi-a spus, băi, nu ne oprim, venim acasă și continuăm stăruința. Eu aș dori ca și aici Domnul să boteze cu Duhul Sfânt. Pentru că roada Duhului are și înfrânarea poftelor. Și când ești plin de Duhul Sfânt, poftele rămân învinse. Să ne ajute Domnul. Mai există o poartă, fraților. Am numit-o eu poarta gândurilor noastre. În 2 Corinteni 11:2-3, Pavel spune așa, că v-am logodit cu un bărbat și sunt gelos de voi cu o gelozie după voia lui Dumnezeu. Și vine versetul 3, dar mă tem că după cum șarpele a amăgit pe Eva prin șiretlicul lui, tot așa și gândurile voastre să nu se strice de la curăția și credincioșia care este în Hristos. Vine diavolul și ne atacă la nivelul gândurilor. Ne ispitește în gândurile noastre. Cum? Ioan 13:2. În timpul cinei, după ce diavolul a pus în Iuda Iscarioteanu gândul să-l vândă, diavolul nu are permisiunea să ne umple mintea cu tot felul de gânduri. Nu are el dreptul ăsta. Dar se întâmplă ca în Geneza 4:7, Cain, păcatul stăpânește la ușă, dar tu să-l stăpânești. Ne aduce fel de fel de gânduri înaintea minții noastre
Și noi la un moment dat deschidem poarta. Eu cântare veche, nu deschide poarta minți negre gânduri ca să vie. Știți cântarea? Deschidem poarta gândurilor noastre și diavolul ne ispitește cu gânduri pe care le aduce el. Și atunci gândurile astea, știu eu, pot să fie, poate nu a fost nimeni ispitit așa, aici la voi. În Luca 9:46, ucenicilor le-au venit în gând să știe care e cel mai mare, nu? Dar în Luca 22:24 spune că între ucenici s-a iscat și o ceartă ca să știe care e cel mai mare. O avut vreodată careva vreunul gând așa, gândul ierarhiilor, cam care e cel mai mare la Speranța, care e al doilea, care e al treilea, eu când am să ajung un pic mai mare, știți că poate fi o ispită asta? Asta poate fi o ispită. Domnul spunea Matei 18:4, cine e cel mai mare? Punând acolo un copilaș între ei, să ne ajute Domnul să fim pocăiți. Pot fi niște gânduri de înălțare, niște gânduri de lăcomie, 1 Timotei 6:10, că iubirea de bani este rădăcina tuturor rărilor. Da? Și toți care au umblat după ea s-au străpun singur cu o mulțime de chinuri. Da? Are o avut careva ispita asta al lăcomiei de bani? Ne-o aduce diavolul, fraților. Trăim între oameni. Eu am un obicei să spun că am îmbătrânit printre pocăiți. Am 60 de ani de când îs pocăit. M-am întâlnit cu tot felul de ispite în viața asta. Și dacă n-am ajuns niciodată bogat, dar un gând să am mai mult, am avut de multe ori. Tot invocăm nevoile noastre, băieți la facultate, băieți la liceu, băieți la școală, ne trebuie. Că ne trebuie, ne trebuie. Dacă n-ai gândul lăcomie și vine ispita asta în mintea ta, nu-i bună asta. Dumnezeu să ne păzească, amin? Apoi scrie în Tesaloniceni 4:6 acolo. Niciunul din voi să nu fie cu vicleșug sau cu nedreptate în treburi față de fratele său, că Dumnezeu pedepsește aceste lucruri. Ai avut vreodată un gând de viclenie, de fățărnicie față de fratele tău? De unde l-ai avut? A fost o ispită care ți-a adus-o diavolul la nivelul minții tale. Dumnezeu să ne dea înțelepciune să nu le primim, frate. Că și la pofte, și la gânduri, el, diavolul atât ai de perseverent, că scrie în 2 Timotei, capitolul 3, versetul 6, vis-a-vis de pofte, frământați de diferite pofte. Iar în Tit, capitolul 3, cu versetul 3, spune, robiți de tot felul de pofte. Dom'le, aduce o poftă și te frământă, până o accepți, după ce ai acceptat-o, te robești, te duci așa. Aduce un gând insistent în mintea ta, dacă n-ai înțelepciune să-l respingi, să îl refuzi categoric, dacă nu te împotrivești până la sânge în lupta aceasta împotriva gândurilor rele și murdare, ajungi să fii robit de ele. Și sunt atâția tine robiți, atâția fete și atâția băieți, atâția frați și surori care sunt robi unor gânduri murdare și care nu-i plac la Dumnezeu, care sunt robi unor pofte ale firii pământești. Dumnezeu să ne elibereze pe toți în seara asta. S-a vorbit de curăția cugetului. Există șansa să ne curățăm cugetul. Hai să profităm de ea și să plecăm pocăiți de aici, amin? Dacă sunt direcții de atac ale ispitelor care vin din poftele noastre sau din gândurile noastre, sunt ispite care le întâlnim în relaționarea noastră cu oamenii. În Exod, capitolul 17, versetul 2, Moise a spus, pentru ce căutați ceartă cu mine? Pentru ce ispitiți pe Domnul? Sunt oameni care te ispitez, Domne. Vii la adunare liniștit, cu minte, bun, cu nevasta, cu copii, și dai peste un certăreț, Domne, care te ispitește, dai peste unul care caută ceartă cu tine. Și aici trebuie să fii foarte atent. Aici să ne rugăm Domnul să ne dea putere, amin? Și dacă nu suntem atenți, scrie în 1 Corinteni 15:33, tovărășiile rele strică obiceiurile bune, atenție la anturaj și atenție încă la ceva.
Scrie în Galateni capitolul 6, parcă versetul 1, fraților, dacă cineva din voi a căzut deodată într-o greșeală, voi care sunteți duhovnice să ridicați cu Duhul blândețe și ia seama la tine să nu fii ispitit și tu. Există un virus acum, corola, nu știu cum se cheamă, că nu-l iau pe astea. Tare să mai tem oamenii să nu se contamineze. Dar știți că sunt păcate care ne contaminează? Te duci, Domnule, să-l ajuți pe unul căzut și te tragi în groapă. Eu am întâlnit slujitori de marcă care au căzut, dar s-au dus cu gânduri bune. Mă duc să ajut. Și au fost ispitiți de aceleași duhuri și lucruri rele. Aici trebuie să fim foarte atenți. Spunea fratele Octav, nu ne mărturisim la oricine. Nici nu ne ducem fără să facem protecția muncii. Când orice lucru e capitolul la protecția muncii. Nu ne ducem nici la eliberări de demoni, nici la vindecări de bolnavi, nici la a primi mărturisări, fără să nu fii pregătit, fraților. Să ia seama la tine însuți, să nu fii și tu ispitit. Dumnezeu să ne ajute la aceasta, amin? Ispita. Nu v-a ajuns nicio ispită mai tare decât voi. Eu v-am dat doar câteva posibile direcții de atac. Ele sunt multe, dar vegheați în privința aceasta și du-te acasă în seara asta, eu n-am să predic foarte mult, du-te acasă convinsă că tu ești mai tare decât ispita. Nu că n-ar fi ispitii grozavi, sunt mai tare decât noi, dar nu-l îngăduie Domnul. Dumnezeu știe la fiecare în parte cât poate. Eu am întâlnit oameni care au trecut prin necazuri teribile. Și am spus, Doamne, dacă lăsai peste mine necazul ăsta, eu nu-l puteam. Dar știe Dumnezeu cât putem duce. Și vă mai spun ceva. Câteodată nici noi nu știm cât de tari suntem. Atâta putere avem în noi și așa ne subestimăm. Va, eu slab, eu nu pot. Dar după ce treci prin încercare, vezi că ai putut, că Dumnezeu te-a întărit. Fraților, în călătoria asta, din Gosen spre Gilgal, venea Apostolul Pavel și le pune câteva interdicții la cei din Corint. Și în versetul cât? 7, spunea așa. Să nu fiți închinători la idoli. În domeniul ăsta al închinării există ispite foarte multe, foarte mari și foarte variate, frații mei. Să nu fiți închinători la idoli. Ce înseamnă, de fapt, a te închina? Că bătălia finală va fi bătălia pentru închinare, de la sfârșitul veacului. Ce înseamnă a te închina? A te închina odată înseamnă a saluta pe cineva cu mare respect, a face o plecăciune, o mătanie. În Exod, capitolul 24, versetul 1, Moise cu Aron împreună cu 70 de bătrâni s-au dus în întâmpinarea Domnului și s-au închinat aruncându-se cu fața la pământ. În Vechiul Testament era îngăduită închinarea la oameni. În Noul Testament nu mai este îngăduită închinarea la oameni, nici la îngeri. Numai Domnului Dumnezeu ne închinăm, da? A te închina înseamnă a saluta, a respecta pe cineva în mod deosebit. Ai dăruit cinste. A te închina, scrie în Exod, capitolul 29, cu versetul 21, înseamnă a te dedica, a te consacra. Moise și fiii săi a fost închinați Domnul în slujba aceasta preoțească. Există oameni care s-au închinat, s-au dedicat Domnului. A te închina înseamnă în Levitic, capitolul 27, versetul 15, a dărui. Când cineva se închină Domnului cu un ogor, cu o casă, și acolo este legea închinării. De ce te înseamnă a închina? A respecta pe cineva în mod deosebit, a te dedica cu totul sau a dărui ceva. Dar acum noi nu vorbim de închinarea la Dumnezeu, vorbim de închinarea la idoli. Acest punct îl aplicăm când în locul lui Dumnezeu noi facem lucrurile astea pentru idol sau pentru diavol. Și mai există practici idolatre.
Scrie în Amos, capitolul 5, versetul 21, că Domnul urăște sărbătorile. Dar de ce le urăște sărbătorile? Că în versetul 26, sărbătorile acestea erau închinate idolilor lor. Fraților, Domnul nu acceptă jumătăți de măsură. Nu acceptă Dumnezeu să îi dăruim și diavolul și lui. Nu acceptă Dumnezeu asta. Dumnezeu nu ne acceptă practicile astea păgâne, practici idolatre. Atenție la sărbătorile noastre, că dacă vreți mergem și Isaia 65:11. Vai de cei ce părăsesc pe Domnul și pun o masă în cinstea soartei și un pahar în cinstea norocului. Eu nu mi-am propus să fiu foarte acid, așa cu dumneavoastră. Dar un pic sunt deranjat de amploarea pe care o eu unele sărbători creștine, când sărbătorim nu știu ce evenimente, când sărbătorim nu știu ce oameni, nu știu câți ani, nu știu ce onomastice, nu cred că în tortul ăla cu lumânări suflă Duhul Sfânt alături de tine. Nu cred așa, că e de la Duhul Sfânt. Toate astea născociri păgânii care intră în casele noastre, că nu ținem o zi de post în ziua aceea. Avem alte și alte practici pe care Dumnezeu nu le iubește, fraților. Haideți să ne pocăim un pic mai bine. Așa aș vrea să îndreptăm așa câte puțin. Dumnezeu să ne ajute. Și apoi mai scrie în Efeseni, capitolul 5, de la versetul 11 în continuare, la 12, 13, și nu luați parte deloc la lucrările neroditoare ale întunericului, ba mai degrabă osândiți-le pe față, că este în rușine numai să spunem ce fac ei în întuneric. Dar toate aceste lucruri sunt descoperite și date la iveală când apare lumina. Lucrări neroditoare ale întunericului. Eu, ca să le identific, că vis-a-vis de lucrările întunericului, trebuie să le identific care sunt, 1, 2, să mă feresc de ele și 3, să le condamn, ba mai degrabă, osândiți-le pe față. Și eu am pus un șablon. La evenimentul la care particip eu, participă și Domnul, am o poveste când o fată era studentă la Timișoara, crescută de bunică, am mai povestit asta. Și la un moment dat cu sarsanalii s-o duc la nepoată, cu nepoată la facultate. Și ce se facă nepoată o zi întreagă cu bunica? Am zis că bunica, vrei să mergi cu mine la un film? Merg? Cum să nu merg? Și mergeam cu tramvaiul la film, dar bunica o întreabă, măi, dar unde mergem noi, e și prezent și Domnul Iisus, da? Ea zâmbește, zice că nu știu dacă e prezent Domnul acolo. Apoi eu nu merg unde nu merge Domnul. Puneți, mă rog, așa ca chestionarul la poliție, șablonul, la toate evenimentele care merge voi, participați, e prezent Hristos acolo? E prezent Dumnezeu acolo în sărbătoarea aceea? Dacă nu, nu vă duceți nici voi. Amin? Al doilea șablon. Acolo îi slăvit numele Domnului? În centrul sărbătorii, atenția evenimentului, e Hristosul cel mort și înviat? De El vorbim, despre El cântăm, cu El ne lăudăm sau cu alții? Și aș mai avea încă o întrebare suplimentare. Dacă în clipa aceea va fi răpirea, de acolo vei fi răpit? Dumnezeu să ne dea mult înțelepciune. Eu nu acuz pe nimeni. Eu mă păzesc eu și câteodată vin ispitele astea și asupra mea și asupra casă mele, dar noi ne sfătuim. Vegheați unii asupra altora, nu? Evrei 10:24, ca să ne îndemnăm la dragoste și la fapte bune. Dumnezeu să ne ajute. Ce mă deranjează pe mine la capitolul idolatrie, e confuzia din Împărați, capitolul 17. Când cei aduși din Babilon să populeze Samaria, oameni din Cup, de Ava, Serfevaim sau chiar din Babilon, spune Scriptura că se închinau și lui Jehova și se închinau și idolilor lor. Nu cumva, frații mei, nu cumva să ne închinăm mai ales în adunare așa de frumos lui Dumnezeu
iar pe acasă să ne închinăm idolilor noștri. În Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 5, versetul 42, despre ucenici spune așa: și în fiecare zi, în templu și acasă. De ce avem standarde duble de pocăință? Știți, românii au fost defavorizați și am făcut mare strigăt la Bruxelles că există standarde duble și sunt. Un der o cumpărat din România face cămășele albe, le face vinite. Îmi spune nevasta: măi, nu spală deloc. Și aduc eu un pachet de dero din Viena, de aceeași marcă, și spală foarte bine. Acum și Ministerul Agriculturii a spus: domnule, o conservă de carne care se vinde în România la prețul de, are atâta carne, atâta grăsimi și nu știu câte șpârcuri are. Pe când în Germania e de o calitate mult mai bună. Și noi români am sărit, nu acceptăm standarde dubli, vrem ca și voi. Dar în pocăință le acceptăm, că ucenicii spuneau: în fiecare zi, la templu și acasă. Suntem așa de pocăiți acasă că suntem la templu? Așa vorbim acasă cu soția și copiii, cum vorbim la amvon și când dăm mâna cu frață? Așa ne îmbrăcăm pe străzile Oradei, cum ne îmbrăcăm când venim la adunare? Tot așa de pocăiți suntem, că ucenicii în templu și acasă. Dumnezeu să ne ajute să ne pocăim mai bine, amin. Mă uit la ceas, probabil că mai aveți și alte puncte în slujire. Vine Biblia, spune așa, versetul 8: să nu curvim, cum au făcut unii dintre ei, așa că într-o singură zi au căzut 23.000. O altă interdicție. În Tesaloniceni, capitolul 4, versetul 3, 1 Tesaloniceni spune: voia lui Dumnezeu este sfințirea voastră, să vă feriți de curvie. Când vorbim de păcatul curvie, în 1 Tesaloniceni, capitolul 5, versetul 23, spune: Dumnezeu păcii să vă sfințească El însăși pe deplin, Duhul, Sufletul și Trupul. La toate cele trei nivele din alcătuirea omului există ispita curvie. La nivel de Duh, în Vechiul Testament, curvia însemna tot idolatrie. Peste tot unde întâlniți curvia în Vechiul Testament, era închinare la idoli. La nivel de suflet, că sufletul are sentimente, voință și rațiune, apare ispitirea la nivel de sentimente. Și spune Iacov, capitolul 4, versetul 4, așa: suflete prea curvar, nu știi că prietenia lumii este vrăjmășie cu Dumnezeu? Așa că cei ce vor să fie prieteni cu lumea sunt vrășmașii lui Dumnezeu. La nivelul sufletului, curvia înseamnă prietenia cu lumea. Iar la nivelul trupului înțelegem păcatul, nu? 1 Corinteni 6, 18 și 19. Frații mei, fugiți de curvie. Orice alt păcat îl săvârșește omul în afara trupului. Dar cine curvește, păcătuiește împotriva trupului său. Iar voi, spunea versetul 19, sunteți templu Duhului Sfânt. Să ne ajute Domnul așa să fim, amin? Acum când vorbim de păcatul ăsta, dar nu intrăm în detalii, că e un subiect foarte vast, aș vrea să mai amintesc doar că trimiterea ne duce în numeri 25 la Sitim. Când băieții născuți în corturi și printre dune de nisip au avut parte de o paradă a modii, Miss Moab, grătare, muzică și dansuri. Și băieții ăștia pe jumate sălbatici se uitau la fetele cele și el le-a chemat: hai veniți încoace, le-a poftit la jertfa lor. Și astfel evreii au murit 23.000. Pentru că a fost unul Balaam, fiul lui Beor, care fiind chemat de Balac, fiul lui Țipor, n-a putut să blasteme pe Israel. Balaam are 4 viziuni care le prezintă corect. Dar în secret apare în Sfânta Scriptură calea lui Balaam, rătăcirea lui Balaam și fără de legea lui Balaam. Balaam are 3 lucruri și prin astea
l-a învățat pe Balac să pui o piatră de poticnire. A spus, Dumnezeu e în locul evreilor, n-ai ce de face. Descânte cu blestemul, n-au niciun efect asupra lor. Mă întreabă câte o frate, câte o soră, frate Dragoș, să prinde blestemul din noi. Mă, n-ar trebui să se prinde. Dacă îți prinde Duhul Sfânt, apoi ce blestem să prindă? Da, a spus, fă-i să păcătuiască. Și în momentul în care i-a făcut să păcătuiască, Dumnezeu s-a îndepărtat de dânsa. Dumnezeu să ne păzească, frații mei, să nu curvim cum au făcut unii din ei, când într-o singură zi au căzut 23.000. Să nu ispitim pe Domnul, să nu cârtim, rămâne tema acasă pentru frații de aici, din adunare. Eu închei predica. Vreau numai să vă spun un lucru. Voi care m-ați ascultat, aveți în voi o putere extraordinară. Voi sunteți mai tari decât ispita cu care vine diavolul la voi. În momentul când ați căzut în ispită, ceva s-a întâmplat cu voi. Nu că n-ați avut putere, veniu, frânate, n-am mai putut răbda. Măi, nu e asta, nu că n-ai putut. Tu aveai răbdare mai multă. N-am putut să biruiesc ispita asta, nu se poate, măi, nu se poate. Odată un frate, un tânăr, îmi spunea, frate, știți, sunt stăpânit de duhul ăsta al vizionării lucrurilor murdare. Și a spus, măi, dar în loc să apeși pe butonul acela, apasă pe alăturea, la butonul cu o predică. Odată spunea, domnul creditor, nu mă pun lăsa de băut. Ai, măi, în loc să duci paharul la gură, tu dește de pământ. Și așa de tare, și așa de mare filosofie, dar nu vrem să o facem. Sunt aici, închei predica. Du-te acasă cu gândul ăsta că tu ești mai tare decât ispita. Că Dumnezeu nu îngăduie să fii ispitit peste putere. Și că odată cu ispita, Domnul îți trimite și modul ca să ieși din ea și să o poți răbda. Dar în momentul când ai căzut în ispită, verifică viața. Vezi unde ai greșit și nu mai repeta greșeala. Amin.